Au fost câteva investiții în baza Valea Domnului destul de utile, în primul rând, pentru sportivi și pentru spectatori. S-au schimbat aproximativ 2000 de scaune pentru spectatori în tribune. S-au făcut lucrări de mentenanță la terenul de joc. S-a montat irigarea, stații de irigare a terenului. Avem drenajul foarte bun, țevi de drenaj, o instalație de care vorbeam mai devreme, performantă de irigare, sunt 24 de aspensoare. Acest lucru l-am făcut pentru fotbaliști, pentru că știu ce înseamnă să aibă condiții bune de joc. Terenul, n-a mai fost refăcut din 54 și avea nevoie de niște lucrări foarte mari. S-a renovat hotelul, mini-cantonamentul unde stau jucătorii. Avem, 30 de locuri, dacă nu mă înșel. Sala de mese, unde pot mânca jucătorii la sala de mese la propria bază și, bineînțeles, terenul sintetic de antrenament. Și ne dorim să avem, în 3 ani de zile, maxim 3 ani de zile, un stadion modernizat total, să fie omologat UEFA 3 și cred că vom reuși acest lucru. Va fi absolut un stadion superb, undeva la 12.500 de locuri, cu tot ce înseamnă, toate regulamentele să le respectăm, să fie omologat UEFA 3. Va crește capacitatea de cazare cu 50%, va fi o parcare subterană, bineînțeles nocturnă, trebuie să respectăm regulamentele și chiar cred că vom reuși acest lucru. Va fi și este o condiția noastră să-l facem în culorile clubului roșu-negru sau Milanul din Banat, cum ni se mai spune.